Dragi ascultători, vă invităm să luăm seama împreună la înțelepciunea lui Dumnezeu, așa cum ne este prezentată în cartea Întâmplări din viața familiei Moraru, cartea Proverbele pe înțelesul copiilor. Haideți dar să ne apropiem încet și să luăm bine seama la ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe. Prostia și rușinea. Proverbele, capitolul 18, versetul 13. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Laura, de unde ai luat steluțele? O întrebă Petru, fratele ei mai mare, cu suspiciune. Le-am primit, răspunse repede micuța Laura, ținând la spate hârtia cu abțipildurile, temându-se că Petru va încerca să îi le ia. Vreau să le văd, spuse Petru făcând un pas amenințător spre ea. Cred că sunt ale mele. Fără tragere de inimă, Laura îi arătă hârtia ținând-o strâns cu ambele mâini. Arată cale mele, strigă Petru. Se îndreptă repede spre dulap și deschise primul sertar, unde își ținea lucrurile personale. După o căutare gravnică, strigă din nou. Ale mele au dispărut! Laura, tu le-ai luat! Dă-mi-le înapoi! El încercă să ia surorii hârtia cu steluțe, iar Laura a început să țipe. Copii! Se auzi vocea mamei din ușă. Ce se întâmplă? Petru vrea să-mi ia steluțele, îi explică Laura printre lacrimi. Dar, mamă, sunt ale mele. Le-a luat din sertarul meu. Se grăbi Petru să o învinovățească. Petru, cum ar fi putut Laura să-ți deschidă sertarul? Întrebă mama calm. Nu-i destul de înaltă să ajungă până acolo. Și ea mai știe că nu aveți voie să vă băgați nasul în sertarul altuia. Se poate urca pe scaun, insistă Petru cu încăpățânare. Știu că sunt steluțele mele pentru că arată exact la fel ca cele pe care le-am avut eu. Laura nu are. Petru, nu știi dacă sunt ale tale. Îl mustră mama, luând-o pe Laura în brațe, în timp ce se așeză pe pat. Cu grijă luă hârtia cu steluțe din mâna Laurei și o întoarse pe partea cealaltă. Acolo, pe spate, era ceva ce Petru nu văzuse. Cu un creion portocaliu erau scrise cuvintele "Pentru Laura", de la prietena ei, Elena. Uite aici, Petru, îi arătă mama. Mă gândeam eu că sunt ale ei. Prietena ei i le-a dat la biserică. Acum, du-te, deschide-ți sertarul din nou și caută mai cu grijă steluțele. Petru se supuse. Lucrurile din sertarul lui erau toate de avalma și de data aceasta îi răscoli atent printre ele. Nu după mult timp, zări hârtia cu steluțe strălucind sub un carnețel. Ce strălucire caldă aveau! Și fața lui Petru se făcu caldă de rușine. Petru, Petru, îi vorbi mama cu blândețe. Vezi cum te faci de rușine când te grăbești să tragi concluzii? Sper că ai învățat că nu e bine să te grăbești să acuzi pe cineva. Acuzațiile făcute în grabă tot timpul sunt ridicole. Acum vreau să-i spui Laurei
că îți pare rău. Îmi pare rău, Laura, spuse Petru umil. Petru, continuă mama luând Biblia de pe noptieră. Capitolul pentru seara aceasta din Cartea Proverbele are un verset în care se vorbește despre graba de a trage concluzii. Vreau să stai la tine în cameră și să citești capitolul 18 până găsești versetul. Când îl găsești, poți să vii să mi-l citești. Luând-o pe Laura de mână, mama plecă, lăsându-l pe băiat singur. Puțin mai târziu, băiatul veni cu Biblia în mână să o caute pe mama în bucătărie. Unele dintre versetele acestea au cuvinte greu de înțeles, se plânse el. Nu știu sigur care dintre ele să fie. E cumva versetul 13? Așa este, zâmbi mama. A fost greu pentru că versetul nu folosește expresia a trage concluzii. Oricum, tu ai înțeles sensul. Acum, citește versetul 13 cu voce tare. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Citi Petru. Exact la fel aducem rușine asupra noastră când ne grăbim să acuzăm fără să fie ascultat, îi explică mama. Vreau să vă spun o întâmplare exact despre acest lucru, dar voi aștepta până de seară pentru ca și ceilalți copii să o audă. În acea seară, cei din familia Moraru citiră pe rând câte un verset din Cartea Proverbele, capitolul 18. Mamă, care este întâmplarea pe care vroiai să ne-o spui? Întrebă Petru cu nerăbdare când citiră și ultimul verset. Ai o întâmplare pentru unul din versetele acestea? O întrebă tatăl. Da, versetul 13 spuse ea. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Citi tatăl din nou. Se pare că vorbește despre oameni care trag concluzii pripite. Exact, spuse mama. Acum vreau să vă spun o întâmplare despre un băiat care a procedat așa, acuzând pe nedrept câteva persoane nevinovate. Când eram micuță, cunoșteam un băiat care avea o vițică preferată. Numele băiatului era Andrei, iar pe vițică o numise Milka, pentru că avea culoarea ciocolatei. Andrei nu avea alte animale preferate în gospodărie și o îndrăgea nespus de mult pe micuța Milka. A adus-o și la școală când am avut o zi în care puteam aduce animalele noastre preferate. Bineînțeles că învățătoarea nu l-a lăsat să aducă un animal așa de mare în clasă, dar noi toți am ieșit afară să o vedem și să-i mângâiem blănița moale. Andrei avea foarte mare grijă de vițică și Milka creștea puternică și sănătoasă. Noi copiii îl auzeam de multe ori pe Andrei spunându-ne ultimele noutăți despre Milka, cât de mare se făcea și ce vițică deșteaptă era. Odată, când familia noastră a fost invitată la masă de către părinții lui Andrei, noi copiii am ieșit să o privim pe Milka păscând liniștit în țarcul ei. De îndată ce ea l-a văzut pe Andrei, a alergat înspre el, așteptând să primească ceva. Era o vițică tare frumoasă. Dar într-o zi, Andrei a întârziat la școală. Când intră în cele din urmă, toată clasa a văzut că avea ochii roșii de plâns. În pauză, am aflat ce se întâmplase. Milka dispăruse. Dimineață nu mai găsiseră pe pajiște. Ce s-a întâmplat cu ea? Am întrebat noi, nevenindu-ne să credem. Nu știu,
Ne-a răspuns Andrei cu tristețe. Tata spune că poate a furat-o cineva. De pe o vițică precum Milca se pot scoate mulți bani, spuse el și îl pododiră din nou lacrimile. Noi copiii stăteam în grupuri mici și discutam despre soarta nefericită a bietei Milca. Nimeni nu avea chef de joacă, așa că am avut timp să ajungem departe cu presupunerile. Ionică, un băiat căruia îi plăcea tare mult să vorbească, în curând legă firul întâmplărilor. Aseara a fost furtună, spuse el. Așa că hoții au venit și au luat-o pe Milca când tuna cu fulgere. Astfel, nimeni n-a putut să-i audă și cred că știu și cine-s hoții, adăugă el cu importanță. Aruncând o privire peste umăr să se asigure că învățătoarea nu era prin apropiere, el continuă. Cred că sunt vecinii tăi, Andrei. Tata spune că sunt niște oameni neciopliți și poate ei au vândut-o pe Milca să facă bani pentru mai multă băutură. Noi toți știam la care vecin se referea. Familia Popescu locuia în apropierea familiei lui Andrei și nu erau credincioși. Curtea lor arăta ca o grămadă de gunoi și deseori îi auzeai țipând și înjurându-se unii pe alții. Dar ar fura ei o vițică? Ionică părea convins de asta, iar noi ceilalți am început să ne întrebăm același lucru. Într-o după-amiază, Ionică și câțiva din prietenii lui se hotărâsără să facă pe-a detectivii în timp ce se întorceau acasă de la școală. Au trecut odată pe lângă casa familiei Popescu să vadă dacă era cineva acasă. Nevăzând nicio mașină în curte, intrară în liniște pe alee. Căutați urme, le spuse Ionică. Urme de vițel sau funie, orice puteți găsi. Au început să pășească prin curte cu privirile ațintite spre pământ, iar astfel nu au observat când doamna Popescu a apărut la fereastră. Ce faceți, băieți? Îi întrebă ea deodată. Ați pierdut ceva? Cei trei băieți își ridicară capetele ca niște capre speriate și o luară la fugă spre drum. Doar Ionică, cel mai îndrăzneț, a avut ceva de zis. Hoți de vite! Strigă el în goană peste umăr. Doamna Popescu rămase nedumerită în urmă și își închise fereastra. Săptămâna următoare, fratele mai mare al lui Andrei lucra la gardurile de prin gospodărie. Așa, găsi o deschizătură într-un loc unde ultima sârmă de jos de la stâlp era ruptă. În timp ce repara locul rupt, observă de mai multe ori corbi care zburau în cercuri largi la marginea pădurii din apropiere. Pluteau în aer, plonjau și aterizeau un număr așa de mare, ațățându-i băiatului curiozitatea să meargă să vadă ce mâncau. Acolo, pe pământ, găsi ce mai rămăsese din vițica preferată a lui Andrei. Chiar dacă corbii se grăbiseră să-și satisfacă apetitul, fratele lui Andrei mai putea vedea o pată mare neagră arsă pe spatele vițelei moarte. În noaptea aceea furtunoasă, biata Milca s-a speriat și a ieșit prin gaura din gard să se depostească în pădure. În drum spre pădure a fost lovită de un fulger și a murit. Misterul era dezlegat. Acum că știa ce se întâmplase cu Milca, Andrei repede le spuse și celorlalți. Toți băieții care erau așa de siguri că cei din familia Popescu erau hoții, au fost dați de rușine.
dar pentru Ionica a fost cel mai rău. Tatăl său auzise ce făcuse și l-a obligat să meargă la familia Popescu să-și ceară iertare. Imaginați-vă cum s-a simțit. Cu adevărat, concluzia pripită i-a adus rușine. Avea deja răspunsul înainte să fie ascultat, făcând astfel o acuzație falsă. Îngândurat, Petru și restul familiei Moraru au repetat împreună Proverbele, capitolul 18, versetul 13. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Ați ascultat capitolul 18 din cartea Întâmplări din viața familiei Moraru de Mildred Martin, cartea Proverbele pe înțelesul copiilor. Vă așteptăm cât de curând la un nou popas în viața familiei Moraru, familia alături de care vom putea cunoaște mai mult înțelepciunea lui Dumnezeu pentru viața noastră.